cercetări a accidentelor cu invaliditate cu dosare din anii comunismului. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Valea Jiului sunt puși în postura de a cerceta mai multe cazuri de accidente de muncă soldate cu invaliditate care au avut loc înainte de anii 90. În acest an am avut foarte multe cercetări accidentelor cu invaliditate și nu numai accidentelor cu invaliditate, ci accidente evenimentelor care au avut ca și rezultat neîncadrarea în accident de muncă. Respectiv, am avut un caz de deces datorită unor cauze naturale, precum se știe, dar datorită faptului că victima respectivă i-a venit rău la locul de muncă, s-a cercetat de către noi, am avut un caz de suicid și de asemenea am cercetat până acum, cred că 7 cazuri de accidente cu invaliditate și avem în cercetare încă un caz la această dată de invaliditate evidentă în cadrul unui accident de circulație a unei firme din Caransebeș, dar accidentul s-a produs pe teritoriul nostru undeva între Hațec și Caransebeș. Am avut cercetări de încadrare în invaliditate pentru accidente produse încă din anii 1980 până în 2013, accidente care au trebuit să fie cercetate ținând cont și de legislația de la acea dată, cercetări pe legea 5 din 65, pe legea 90, pe chiar și după aceea pe legea 319, destul de greu, datorită faptului că de foarte multe ori victimele care sunt încadrate ca și accident de muncă și cu o invaliditate evidentă, datorită sistemelor moderne de protezare, poate să-și continue activitatea la un loc de muncă, angajatorul îi dă o muncă mai ușoară, având în vedere că s-a accidentat în firmă, dar dacă ulterior firma își restrânge activitatea sau chiar se desființează, cum e cazul fabricii de bere de la Hațec, în momentul în care omul rămâne pe drumuri, normal că apelează la comisie și trece în pensie de invaliditate, iar noi trebuie să reluăm cercetarea din acea perioadă pentru a face încadrarea în invaliditate și de foarte multe ori este foarte greu, fiindcă dosarul inițial, documentele inițiale nu se mai găsesc. Iar omul nu poate să beneficieze de pensie de invaliditate decât în condițiile în care noi facem încadrarea în invaliditate post-accident de muncă. Munca inspectorilor este una nevoioasă în condițiile în care în aceste cazuri de invaliditate nu se mai găsesc anumite documente care atestă circumstanțele în care s-a produs accidentul. Dificultatea este datorată schimbării angajatorilor și nu numai. Legea spune clar, toate actele legate de un accident de muncă, în funcție de tipul accidentului, dacă îl cercetează angajatorul sau îl cercetează Inspectoratul Teritorial de Muncă, perioada de arhivare este permanentă. Dar, din păcate, nu se întâmplă acest lucru. Și vă dădeam un exemplu cum e fabrica de bere. Din anii 80 au trecut, s-au schimbat și au avut 3-4 angajatori și după aceea se ajunge la lichidator, fiecare dă vina pe celălalt, nici măcar și-au predat arhiva de la unii la alții, nici măcar nu pot să determin cu exactitate cine a pierdut acel dosar. Dar norocul că evidențele noastre sunt la zi și avem evidențe încă din acei ani în care am găsit o parte din documente la noi la inspectorat, inclusiv cu cauza producerii evenimentului, formularul de înregistrare a accidentului din care știm niște date și încercăm de multe ori să ajutăm pe oameni reconstituind dosarul din acea perioadă. În cazul în care nu se mai găsesc documentele necesare în aceste cazuri, persoanele direct afectate pot rămâne fără pensia sau ajutorul cuvenit în situația dată.